Creștinii ortodoxi intră astăzi în săptămâna patimilor, săptămâna de la sfârșitul postului Paștelui. Această săptămână se mai numește și Săptămâna Mare și este cea mai importantă perioadă de dinaintea sărbătorii învierii Domnului Iisus Hristos. Sigur, este o săptămână de reculegere și de post, o săptămână în care credincioșii vin la Sfânta Biserică și se spovedesc și se împărtășesc cei mai vrenici, prin aceasta aducându-ne și noi prin ostul nostru de recunoștință Fiului lui Dumnezeu care a murit pentru noi și mântuirea noastră. În această săptămână, majoritatea credincioșilor țin post, iar vineri este bine să țină post negru. Ați reușit să țineți tot postul? Nu. No. Dar cel puțin în această săptămână? Vinerea Paștelui, săptămâna asta, măcar atâta. Am ținut și eu postul prima săptămână și săptămâna asta atât și m-am spovedit în prima săptămână. Este bine să ținem post în această săptămână. Este foarte curat, dar trebuie să fii curat sufletește în primul rând ca să ții postul. În fiecare zi din această săptămână se vor ține slujbe religioase, iar seara vor fi oficiate deniile. Vineri, în toate bisericile ortodoxe, se va cânta prohodul.